Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. În dimineața asta facem o tură peste ocean și nu doar peste ocean, ci peste toată America. Mergem în California, cred că e frumos rău în California, în timp ce la noi e destul de răcoare. Mergem în California și, și stăm de vorbă în această dimineață cu un jucător cu care Dinamo începea reconstrucția acum 25-26 de ani. Dinamo era într-o criză pe vremea aia, dar chiar și atunci crizele la Dinamo parcă erau mult mai blânde decât sunt crizele de acum de la Dinamo. Dar cert este că acum 26 de ani Dinamo era într-o sete de rezultate, într-o criză de rezultate. Steaua domina fotbalul românesc și Dinamo făcea toate încercările să oprească dominația Stelei. În vara lui 1997 transfera doi jucători, îi aducea din provincie la București, încercând să oprească dominația echipei adverse, rivala, marea rivală din Ghencea de pe vremea respectivă, de la vremea respectivă, însă acest lucru nu se întâmpla cu cei doi jucători. De-abia după câțiva ani, Dinamo a reușit să oprească dominația Stelei. De fapt, Rapid a oprit prima dominația Stelei. După aia a câștigat și Dinamo titlul după o pauză destul de lungă. În dimineața asta stăm de vorbă cu un fotbalist care a apărut pe o primă pagină istorică, chiar dacă e vorba despre un ziar concurent, Gazetei Sporturilor, ProSport, însă echipa de acum de la Gazeta Sporturilor era echipa care făcea ProSport în acel moment, în 1997. Daniel Rednic, invitatul nostru din această dimineață, și Florea, doi jucători proaspăt transferați atunci de Dinamo, erau pe prima pagină din ProSport. Dinamo ia titlul, era primul număr al ProSport, primul ziar color de sport, full color de sport din România. Spuneam, o primă pagină istorică și un fotbalist care face parte practic din istoria presei sportive și din istoria presei sportive din România. Bună dimineața, Daniel! Bună dimineața, noastră și telespectatorilor! Ce faci? Cum e viața în California? Mă gândesc că nu e chiar atât de rea, nu? Nu e chiar așa de rea. Chiar a început cu vremea. Nu e nici aici așa de cald. E chiar o perioadă grece, în special diminețile și noaptea, seara, dimineața, ce înseamnă destul de rece. Ce înseamnă rece? Poate să coboare chiar până la 2-3 grade. Ah, auzi. Deci nu e chiar așa de... Nici California nu e ce știu ce românii. Ce era odată, exact. Nu așa e vorba. Da. Problema e că în cursul zilei poate să ajungă până la 18-20 de grade. E o diferență destul de mare, zic eu. Unde ești în California? Unde exact? Sunt în Concord, la orașul se numește Concord, este la vreo 30 de minute de condus de San Francisco. Spre nord? Nu, spre est. Aha, ok. Spre munte, cum ar veni? Spre continent. Spre continent, da. Spre centru Americii. Da. Cum e viața? Zi-mi cum e viața ta. Ce faci în momentul ăsta? Cum îți merge? Sunt director sportiv la un club privat aici în Concord. Se numește Diablo Valley Wolf. Diablo Antrenament Valley acasă, Wolf. Acasă, meciuri, sâmbătă, duminică, ocupat. Ok. Director tehnic, practic, te ocupi de tot ce ține de... E un club de copii, ai spus, nu? Un club privat de copii? Da, e un club privat de copii. Suntem angrenați în mai multe ligi, da. Cum ar fi la băieți avem MLS Next, care e una dintre cele mai înalte ligi în care se poate juca în USA. Da. Avem Elite Academy, avem NPL, National Premier League. Eu sunt director tehnic la National Premier League la vârstele U16, U19. Da. Băieți și fete. Am o echipă de MLS Next de da. 2009. Ok. U14. Da. Și o echipă de fete care sunt 2004-2005 născute. Deci practic te ocupi cam de patru echipe, din ce înțeleg, nu? Doar două. Una de MLS și una de băieți și una de fete. Ah, ok. Deci doar două. Da. Nu am timp pentru patru. Ok. Cum e viața în domeniul ăsta în America? Cum e viața la un club de copii din America? Și ce înseamnă un club de... Care sunt condițiile la un club de copii din America?
E total diferită de ceea ce este în, nu numai în Europa, în România, pot să zic Europa. Așa. Aici toate terenurile unde jucăm, nu contează că sunt acasă sau în deplasare, nu au vestiare. Deci nu avem vestiare să mergem să ne schimbăm, cum e obiceiul la în România. De ce? Nu, aici fiecare părinte își aduce copilul. Ok. Îl lasă chiar lângă stadion, dacă e în parcare. Da. Vine îmbrăcat, schimbat, începem încălzirea și după care meciul. Și la final? E mult mai relaxant. Pot să spun relaxată viața. Nu se face atât tamtam dacă pierzi un meci, dacă echipa joacă mai prost, dacă echipa e... Nu, nu. Aici dacă... Știți cum e? Am pierdut meciul ăsta, nicio problemă, vine meciul următor. Hai să vedem dacă putem învăța ceva din meciul ăsta. Ok. Deci nu e așa de drastic să pierzi un meci. Iar baza clubului cum arată? Cum e? Cum... Baza clubului, nu avem o bază, adică avem o bază proprie, avem două terenuri de iarbă care suntem în discuții să le schimbăm în sintetic. Da. Majoritatea meciurile se joacă pe terenuri sintetice, în special la ligile superioare. Da. Și la copii mai mari, se joacă la licee, sunt unele parcuri care au terenuri sintetice, clubul le închiriază și de aia nu avem, pot să zic, în afară de terenul nostru, terenurile astea de iarbă ale noastre, nu pot să zic, bă, avem un teren, ăsta e al nostru. Okay. Suntem cam peste tot în Concord, în zona asta, de, nu numai Concord, dar acoperim una, două, trei, vreo patru orășele din, de jur împrejur. Aha, ok. O să te întreb și îți fac clasica întrebare, îți spun clasica întrebare a la Ovidiu Anițoaia, cât se câștigă în zona asta în America? Să fii antrenor, director tehnic în zona de copii și juniori? Pentru că în România e jale din punctul ăsta de vedere. Sau, mă rog, e încă rău, departe de lumea civilizată. Se câștigă destul de bine ca să trăiești. Deci nu pot să mă plâng din punctul ăsta de vedere. Sunt unele cluburi care plătesc și mai mult, sunt unele cluburi care plătesc și mai puțin. Depinde okay. și de zona geografică, hai să spun așa, unde antrenezi. Avem un club aproape de noi, rival, da. Dar nu au aceleași ligi superioare în care jucăm și noi, okay. dar e rival, că este aproape, în care pot spune că se plătește poate un pic mai mult. Cât se plătește la ei? Spune-mi cât se plătește la ei. Nu te întreb. Să-ți dau cifre? Nu te întreb pe tine, te întreb cât se plătește la ei, da, ce știi tu, din ce ai auzit. Depinde, se plătește de fiecare echipă care o ai. Okay. Dacă ai o echipă, dacă ai două, dacă ai trei. Dacă ai o echipă, câți bani primești? Plătești undeva la 1500-2000 de dolari pe lună. De dolari pe lună, pe dacă, echipă. La o echipă. Aha, ok. Per echipă. Deci dacă per tu echipă. Ai două, o să iei patru. Și sunt unele cluburi care te lasă maxim două sau sunt unele cluburi care au maxim trei echipe. Că, sincer să fiu, nu cred că poți face okay. față la mai multe echipe. Fiecare are un regulament în care spune echipele trebuie să practice trei zile pe săptămână. Deci sunt trei zile pe săptămână. Dacă ai trei echipe, sunt nouă antrenamente, n-ai cum să le organizezi în așa da. Fel să fii prezent la toate. Da. Se fac antrenamente doar pe două sloturi. Hai să spun, să dau un exemplu, începe la 4 ore și jumătate până la 5 și jumătate, da. De la 5 și jumătate la 7, după care nu s-ar putea să nu mai fie lumină. Sau am dat numai un exemplu, da, de da, la da. 4 prea devreme pentru copiii ies la școală la
3 și jumătate, nu cred că ajung. Și în special cei mici, pentru că sunt aduși de părinți. Părinții lucrează la orele alea. De aia încercăm și noi, în clubul nostru, să preferăm ca primul slot de antrenamente să-l aibă cei care deja conduc. Aici se știe, la 16 ani poți să conduci singur mașina. Aha, ok. De ce America? De ce ai plecat în America, atât de departe? Asta e o întrebare, da, o întrebare grea. Câți ani sunt? Ai 12 ani? Câți ani ai de când ai plecat? Din 2010, da, 12. 13 face anul ăsta, ok. Da. Nu știu dacă am plecat cu gândul să rămân. Familia mea este aici, cele două surori au fost aici, acum e și mama. Deci, practic, am toată familia aici. Când am venit, am venit în vizită. Uh-huh. Și ne-am hotărât să rămânem. Să rămânem. A, vorba aia, știi cum e. Rămânem un an, doi, trei, cinci, vedem ce e și după aia mergem înapoi acasă. Că da. Suntem rămân tot spre casă, ne trage până la urmă. Dar cred că am prins niște rădăcini încet, încet și mulțumim lui Dumnezeu, nu suntem ok, suntem bine. N-ai mai plecat de acolo. N-aș pleca momentan. Aha, ok. Da, pot să spun momentan. Da, da. N-aș pleca, dar abia aștept să ajung în România. În vizită, în... Nu știu, abia aștept, înțelegi cum e. E țara în care m-am născut, ne-am născut, am crescut. Avem atâtea amintiri în România, deci sunt sigur că mai târziu ne vom gândi foarte bine. Zi-mi o chestie care îți place foarte mult în America și o chestie care nu-ți place în America. Ceva ce te atrage foarte tare și ceva ce nu-ți place deloc. Cred că toată lumea știe în America, în America, nu chiar în America, hai să spun aici la noi, e traficul, e infernal. Ok. Deci dimineața, îți dau un exemplu concret, pe o distanță în care normal o faci în 10 minute, poate să-ți ia până la o oră. Uh-huh. Ok. E destul de greu să ai un serviciu destul de departe și să mergi cu traficul. Uh-huh. Poți să te duci împotriva traficului, care e da. Foarte bine. Da. Și asta, cam asta nu-mi place. Ce îmi place este clima. Degeaba, suntem. Clima în California, din câte se știe, e una dintre cele mai bune din lume. Uh-huh. Sunt mulți care se mută în California doar pentru climă. Nu contează că e scump. Nu știu, sunt poate lucruri mici pe care nu pot să ți le spun acum, care îmi plac și care le urăsc. Dar, în special, libertatea, nu vezi... Am fost în România acum de sărbători. Da. Și mi se pare că România e multă lume care e cu capul în pământ, cu capul în telefon, prea stresat. Nu pot să spun din ce cauză. Mi se pare mie. Asta e o, da. Se gândește prea mult la ziua de mâine. Ce fac mâine? Ceea ce, sincer, este un adevăr. E greu să trăiești în România, din câte am înțeles. Dar aici nu. Aici aveți oameni relaxați. Trăim astăzi, mâine vedem ce facem. Uite, vreau să te întreb o chestie. Să presupunem că nu plecai din România, anul 2023, unde crezi că ar fi fost viața ta? Fă un exercițiu de imaginație. Cum ar fi arătat viața ta acum, în 2023, dacă rămâneai în România? Cred că mi-aș fi deschis o școală de fotbal. Așa. Și aș fi continuat tot în domeniul fotbalului, pentru că mă simt un pic poate de dator să dau înapoi ceea ce am primit. Ce ai primit? O să te întreb ce ai primit, dar... Deci asta crezi că ai făcut. De-a lungul an, gândește că am jucat fotbal. Am fost primul meu contract de
No, hai să spun altceva. Primul meu joc în Divizia Națională a fost când aveam 16 ani. FC Maramureș, Deci, Sportul Studențesc 1-1 în 1994. Exact. Așa. Exact. Și de atunci am avut mulți antrenori de la care am învățat foarte multe, mulți colegi de la care am învățat poate și mai multe. Așa. Și știi cum e, dacă știi să-ți organizezi un pic viața, să pui ceva pe hârtie, să rămâi cu ceva, cred că poți să dai și să explici mai departe copiilor care vor să meargă pe drumul acesta. Hai, povestește-mi un pic cariera ta. Cum ai început fotbalul? Tu ești din Iehud, din Maramureș? Sunt din Iehud, doar m-am născut, pentru că la trei zile după ce m-am născut, sunt din Baia Sprie, mai repede. Ok, da. Acolo am crescut și am copilărit. Am început la Minerul Baia Sprie, fotbal normal, la copii și juniori, după care am plecat la Baia Mare, la Minerul Baia Mare. Minerul Baia Mare. Da, când aveam 14 ani. 92. Da, țin minte că am ajuns în mijlocul sezonului, în iarnă, și la grupa mea de copii, cred că aveam 15 ani, am fost goalgetter după o jumătate de sezon. Am primul meu meci amical l-am jucat în Baia Mare cu Sportul Studențesc. Da. Poate am avut și norocul în acea perioadă să fie domnul Jurcă antrenor la Sportul Studențesc, care era și antrenorul lotului național. Da. Dar era cu un an mai tânăr. Și a fost o greșeală, am fost convocat atunci la un meci amical. Mă înșel, în Turcia erau. Da. Cu lotul UEFA 97. El era la UEFA 97. Cred. Și așa am ajuns să joc și la... Am început să joc la echipa Baia Mare. Am prins și echipele naționale de tineret. După care am plecat la Galați. Vreau să te întreb întâi, înainte de Galați, perioada Baia Mare, Liga a doua, cum era? Liga a doua era o ligă foarte grea. Da. Era o ligă care, dacă jucai în Liga a doua, creștea enorm, părerea mea. Nu știu dacă, sau știu că au fost mulți jucători care au evoluat direct la Liga întâi, dar jucând în Liga a doua, ai crescut, ai întărit... atât din punct de vedere fotbalistic și din punct de vedere fizic. Uh-huh. Țin minte că jucam nu știu unde, în deplasare, și Liga a doua, da, cum era pe atunci. Arbitrii jucai împotriva celor 11 jucători, plus cei 3 arbitri, plus, da, spectatorii. Nu suna, nu era nimic. Țin minte că veneau aia cu niște alunecări. La un moment dat, fiind copil, într-adevăr, mi-a fost la început frică. Până când am avut colegi care mi-au zis, ori jucăm acum, aici se vede caracterul unui fotbalist. Și așa ai început să, ok, asta e un sport de contact, trebuie să-l acceptăm. Și atunci ai început să intri și tu. Da. După care am plecat la Galați, acolo cred că am avut o perioadă foarte, foarte bună și așa am ajuns la ceea ce începeai tu. Am prins prima pagină, vorba aia, din ProSport. Da, e primul număr din ProSport. O să vedem și prima pagină dacă o avem, să le arătăm oamenilor. Repet, chiar dacă e vorba de concurență, e aceeași echipă care face acum Gazeta Sporturilor, era atunci la ProSport și numărul era lansat în 2 iulie, dacă nu mă înșel, 1997, cu exact poza ta și Florea. Și alu Florică, da. Da, o să vedem. Povestește-mi un pic de perioada Dinamo. Erau mari așteptări de la voi doi atunci.
Erau mari așteptări. În lotul Dinamo, ei terminase, cred că, campionatul pe locul 6 sau 7 când am... înainte să venim noi. Erau mari așteptări, dar... nu știu dacă se putea să spun, au venit doi jucători să întărească echipa, o să tragem și o să jucăm în Liga Campionilor. Era un grup extraordinar. Țin minte, aveam un grup extraordinar. Eram între tineri și bătrâni, erau și jucători cu experiență. Nu-i, e ură să spun bătrâni, erau jucători cu experiență. Dar erau și tineri care jucau la loturile naționale, contra Mihalcea, Petre Florentin, Tararache, Hâldan, Dumnezeu să-l odinească. Aveam un grup extraordinar și cred că s-au văzut roadele în următorul în 3 ani, pentru că atunci au câștigat campionatul în 2000, dacă da, nu mă înșel. Cu Dinu antrenor, da. Da. Din păcate, eu am plecat de la Dinamo, a fost... nu știu dacă am simțit, dar venise Iftodi și de la Bistrița, un jucător cu mare experiență, un jucător foarte bun și decât să rămân pe bancă, da, am încercat să concurez cu el, a fost preferat în fața mea, am preferat să plec la Pitești. Ai renunțat prea repede, crezi, sau ai făcut bine? Nu știu dacă am renunțat prea repede. Nu cred că am renunțat prea repede, pentru că am avut la Pitești o perioadă foarte bună. Deci nu știu dacă am renunțat. Am renunțat poate prea repede la grupul acela extraordinar, din care și acum încă mai țin legătura cu unii colegi. Cu cine? Cu Onuț, care a și venit la tine când a venit în America? El a venit, nu, eu nu l-am prins pe Onuț, l-am prins doar la Iași. Ah, ok. Da, nu l-am, el a venit după ce am plecat eu. Uh-huh. Ai prins dubla cu Knaț Pirnu-Felag, dacă nu mă înșel. Da, cred că acolo a fost o... un ghinion, pot să spun. Am pierdut meciul de deplasare, da, din Finlanda, dar acasă cred că am avut cel puțin vreo 7-8 ocazii clare. Am lovit bara chiar și de două ori, în ideea în care am lovit bara în interior, ceea ce 9 din 10 mingea se duce în plasă. Da. Dar n-am putut să... n-am vrut. A fost meciul ăla în care n-a vrut să intre în plasă. Asta. Cred că atunci a fost o dezamăgire foarte mare pentru fanii dinamoviști. Cred mi-a părut că... rău. Da. Cred că nouă jucătorilor și staffului ne-a părut mult mai rău decât le-a părut fanilor. Am crezut că putem face o minune, am crezut că putem să aducem bucurie și zâmbete asupra fanilor, dar din păcate a fost o dezamăgire. Mai ții minte cine a pregătit meciul? Tactic? Da, a fost domnul Țălnar? Țălnar, da. Domnul Țălnar, domnul Dinu. Amândoi? Da, pentru că domnul Dinu era în conducere și ne-a ajutat foarte mult. Nu, pentru că lui Cornel Dinu îi place să se spele pe mâini totuși de rezultatul ăsta și o aruncă pe domnul Țălnar, pe Cornel Țălnar, că el a pregătit meciul de fapt. Nu pot să-l contrazic pe domnul Cornel Dinu, nu-mi permit. Ok. Povestește-mi ceva din perioada Dinamo, o amintire, o poveste, ceva ce poate fi povestit. Ceva ce fanii nu știu, de exemplu. Nu pot să povestesc. Dar pot să aduc aminte momentul în care, cred că și acum încă mai se aude pe stadioane cu așa. Noi am ars pe Luzan Ghencea. Ce anume? Noi am ars pe Luzan Ghencea. Ah, ok. Dar nu e un moment foarte fericit totuși. Păi de asta nu e un moment fericit, dar da, eram pe teren.
A, un moment fericit pot să spun, când domnul Dinu i-a aruncat prosopul la domnul Lucescu, în Giulești. Cred că lui Copos i-a arătat prosopul. Sau lui Copos, dacă era spre tribună. Povestește-mi un pic faza asta. Cum ai văzut-o tu? A fost 4-1, Rapid, Dinamo 4-1, în retur a bătut Rapid însă cu 1-0 și Rapid a câștigat campionatul. Da, este adevărat, dar am fost, nu știu dacă a fost, pentru noi a fost un meci de campionat. Că-l pierdeam, că-l câștigam, era cam tot așa. Pentru ei trebuiau să câștige. Așa. Am început meciul extraordinar de bine. Am și marcat primele două goluri, din câte mi-aduc aminte. și eram foarte fericit și am început să jucăm relaxat. Ceea eu cred că a contat foarte mult. Dinamo la vremea aia avea un lot foarte valoros. Dacă luăm jucătorii fără modestie, dacă o echipă ar avea un lot așa valoros cum l-a avut Dinamo în perioada aceea, în zilele astea, câștigau, cred că, campionatul în România. Ok. Țin minte că domnul Dinu a fost și scuipat de unii suporteri, a fost un pic supărat, dar la final a fost un final fericit. Ne-am bucurat. Cea mai rea amintire de la Dinamo care e? Cea mai rea amintire, pot să spun, eliminarea din cupă cu cei din Finlanda, a fost una dintre cele mai urâte amintiri și a fost, pot să-l acuz pe Dănciulescu acum. De ce? Și el a fost o amintire urâtă, unde ne prindea, ne dădea două, trei goluri. Așa. El juca la Steaua în momentul acela. Și a fost acel 5 ceva, 5-0, 5-1? 5-1, da. Da, 5-1. Cum era posibil ca Dinamo să piardă cu 5-1 în Ghencea? E o întrebare grea. Nu știu ce să răspund. Nu știu dacă nu ne-a ieșit sau ei au jucat bine, dar e cert, am pierdut la un scor rușinos. Ceea ce nu aveam voie. Dar fotbalul este rotund, știi cum, mingea e rotundă și da, se întoarce. A fost un match, da, fără de care am încercat să pe care am încercat să-l uităm cât de repede. De ce crezi totuși că Dinamo nu a câștigat titlul atunci, în perioada cât ai fost tu acolo? Ce a lipsit? Că ai spus, ai vorbit de un lot valoros. Nu pot să-mi dau seama. Am stat și m-am gândit de multe ori ce ne-a lipsit. Conducerea aveam. Nu se punea problema banilor pentru că nu cred că au fost întârzieri pe vremea aia. Sau și dacă eram, nu prea le băgam noi în seamă pentru că eram concentrați mai mult la fotbal. Ok. Jucători aveam. Nu știu, nu pot să-mi dau seama. Poate era domnul Borcea prea la început și nu știa încă butoanele și nu știa cum să controleze încă vântul. Nu cred. Nu cred că domnul Borcea putea să facă mai mult de ceea ce am făcut noi pe teren. Nu. Pentru că fotbalul s-a jucat pe teren. Nu tot. Acum, între noi fie vorba, nu tot. Adică erau totuși anii cooperative, iar Dinamo și Steaua nu erau străine de multe jocuri de genul ăsta în perioada respectivă. Adică n-a fost o perioadă curată a fotbalului românesc asta. Și știm asta. Adică o spun toți care vin la emisiune, sau aproape toți. Foarte puțin spun, domnule, nu, eu nu știu, n-am făcut. Adică cam toți spun, da, domnule, era perioada în care se întâmplau lucruri în fotbalul românesc. Fotbalul românesc era dominat de reciprocități, de tot felul de jocuri de culise.
Poate pot să găsesc o scuză. La Dinamo era un lot prea tânăr ca să știe de așa ceva. Stai puțin, că aveați niște greuceni în echipă. Aveam. Bătrânul ne-a și povestit în emisiune, unul dintre ei ne-a povestit în emisiune tot felul de episoade și de momente. Un meci aranjat sub un pod pe la Otopeni. Poate știe mai multe. Uite, vezi, nu știi lucruri. S-au întâmplat lucruri de-a lungul timpului la Dinamo. Și la Dinamo, nu doar la Dinamo, că nu doar la Dinamo s-au întâmplat. Cred că era perioada în care, vorba ta, erau cooperativele. Și erau 4-5 echipe cu Dinamo, 4-5 cu Steaua Da. și erau 2-3 pe care chiar trebuia să joci cu ele ca să câștigi un campionat. Da. Deci cam asta era. Ai mers la Argeș, ai plecat la Argeș. N-au fost două. Echipa nu mergea rău. Locul 4, locul 5, văd în cele două sezoane. Da. Au jucat în cupele europene. L-ai prins pe Mutu acolo, dacă nu mă înșel. L-am prins pe Mutu primele 3 luni, 4 luni, cred că. Și după aia Mutu a plecat la Dinamo, da. Cum era? Povestește-ne un pic ceva de el de atunci. Păi gândește că eu cu Adrian am plecat de București împreună la Pitești. Era un jucător care, într-adevăr, capricios. Așa a fost tot timpul și cu tupeu fotbalistic, un tupeu bun. Da. Și cred că toată lumea îl iubea pentru ceea ce făcea el în teren. Ce făcea în afara terenului, asta e treaba lui, nu mai e treaba mea. Deși nu prea făcea când era tânăr, pentru că eram majoritatea timpului cam împreună cât a stat la Pitești. Da? Da, ne petreceam timp împreună. Fiind aproximativ aceeași vârstă, ne desparte doar 6 luni, 7 luni, cred că. Așa. Da, cred că un an. Un an, da, un an. Povestește-mi Deci ceva era. fotbalistic cu el, o întâmplare fotbalistică cu Mutu. Ceva, un episod de care ți-aduce aminte. Care să-l definească pe el. Ceva ce ții minte din... Că sigur mai ții minte câte ceva. Am jucat undeva în Moldova, nu mai țin minte. Putea să fie Bacău sau Piatra Neamț în perioada respectivă. Sau Focșani. Poate Ce în mai știu? cupă. Cred că Așa. undeva în Moldova, în siguranță, era frig, era iarnă. Cred că era unul dintre singuri jucători care putea să țină echilibru pe teren extraordinar, Cum? să dribleze, scotea jucători din meci foarte, foarte ușor. Chiar după meci am fost curios. Ia să-mi arăți, mă, și mie crampoanele. Ce crampoane ai tu? Că eu nu cred că le mai... Nu avem aceleași crampoane. Dar nu, cred că erau de aceleași fel, da. Pur și simplu. Era un jucător, un mare talent. A fost un mare talent nu numai al Pitești, al României. Da. Ai văzut acum la Rapid, încearcă să ia titlul sezonul ăsta, dar e foarte greu, cred. Da, sunt angrenate 3-4 echipe în lupta pentru titlu. Da, și Rapidul e printre ele, din câte văd și urmăresc. Îi doresc baftă. O să fie un play-off foarte greu, dar acolo se văd caracterele și se vede echipa care are cea mai mare. Nici nu știu cum să spun. Răutate? Nu pot să spun răutate, cea mai mare încredere. Ok. Trebuie să ai încredere în tine, trebuie să ai încredere în tine ca fotbalist și în colegii tăi. Ceea ce îți dă o putere când intri pe teren, că poți să faci ce vrei. Mă uitam că ai o perioadă la Rocar. În al doilea sezon de la Pitești, ai mers la Rocar, o echipă experimentală atunci, o echipă, o apariție așa în fotbal Da. meteorică.
Da, nu știu dacă mi-aduc cu plăcere aminte de Rocard, dar țin minte că, da și nu, am avut o perioadă extraordinară, am început să joc cu foarte bine. Așa. După care am avut o accidentare urâtă la ligamente. Țin minte că domnul Bellini era la națională în perioada aia. Da. Am pierdut foarte mult pentru că în România la perioada aia era doar un remene, doar un singur loc în care puteai să faci remeneu. Așa. Dar nu erau specialiști care să-l citească. Așa. Am pierdut mai mult timp până am făcut chiar și o operație să vedem exact dacă am ligamentele rupte sau nu. Deci în orb, practic, la ghici. Dom'le, hai să vedem ce e acolo. Da, unde? Dar unde? Aici în țară, operația? La doctor Filipescu. Ah, ok. Care era... A fost acuzat că n-a reușit să recupereze pe Prodan. Filipescu a avut atunci un caz, Prodan, în care au fost foarte multe discuții, că nu l-a recuperat cum trebuie, adică nu a reușit cu Prodan să facă... Da, problema e că eu nu am făcut operația la dânsul. La mine doar a intrat cu endoscopul, s-a uitat, da, e rupt ligamentul, okay. A făcut două poze. Doctorul nostru de la echipă în acel moment era cu mine în sală. Da? Chiar l-am rugat pe domnul doctor să întoarcă un pic ecranul, că nu văd. Da. Și nu, operația am făcut-o în Olanda. T-a la ținut? Același doctor, da, atunci am pierdut o mare parte din cariera mea. Ce, n-ai mai fost la fel după momentul ăla? A fost greu să ajung la fel. Am fost, poate am prins un al doilea vârf de carieră în... Ungaria? Ungaria, da. Ok, ai luat campionatul. E singurul titlu din cariera ta cu MTK? Da. Am luat campionatul, am câștigat și Supercupa, din păcate în cupă nu am pus bazele cupei, pentru că țin minte, când am fost eliminați din cupă, au jucat mai mulți copii. Da. Nu am fost, am fost vreo 5-6 jucători care n-au fost convocați, dintre care 4-5 care practic începeam meciurile. Și au fost 2-3 pe bancă în caz că trebuia unii să accidentau sau trebuia un fel de backup. Dar da, nu am pus bazele pe cupă, am pus bazele pe campionat. A fost un campionat foarte greu. Țin minte că ultima etapă, un lucru... amuzant. Ultima etapă, noi jucam la locul 3, la Uipești. Da. Și Ferencvaros jucau acasă cu Debrecen, locul 4. Era un punct diferență între noi. Uh-huh. Debrecen era pe... Ferencvaros pe primul loc, noi pe locul 2. Debrecen venea cu o echipă decimată la Budapesta, cu o echipă fără 3-4 titulari. Da. Și am început meciul, deja se făceau toate calculele pentru ei. Țin minte până și cupa nu ne-au adus-o în aceea zi, pentru că au gravat-o cu numele Ferencvaros. Ok, deci totul era pregătit pentru Ferencvaros. Deja era pregătit pentru sărbătoare, tot. Debrecenul i-a egalat în ultima secundă, au făcut 2-2 și noi am câștigat la Uipești cu 3-1. Wow! Să câștigi campionatul în ultima secundă, practic, a sezonului. Da, nu ne așteptam, chiar nici noi nu ne așteptam. Noi am intrat pe teren, a fost, pentru noi a fost, ok, nu putem să câștigăm campionatul. Știm că Debrecen nu e cu echipă decimată împotriva Ferencvarosului, dar totuși, haide să jucăm, trebuie să încheiem bine. Da. Și așa a fost... Așa a fost o pagină frumoasă din istoria carierei mele.
După Ungaria, văd că te-ai întors totuși la Iași, ai jucat Am două revenit la sezoane. Iași. În Ungaria, asta a fost momentul, înainte cu câteva săptămâni, Ferencváros avea probleme mari. Patronul care era la MTK Budapesta era un om foarte potent din punct de vedere financiar. Din câte am înțeles, pe vremea aia avea cam 20% din economia Ungariei. Ok. Era foarte potent. Ferencváros avea probleme. Noi nu eram un club cu mulți suporteri. Și Ferencváros era la capătul opus. Aveau suporteri extraordinari, suporteri nebuni, suporteri care mergeau după echipă. Nu conta că era în deplasare, că era acasă meciul. Erau foarte mulți la fiecare meci. Țin minte că patronul nostru a cumpărat și Ferencváros, s-a implicat, dar nu cred că știa că la UEFA nu ai voie să deții două echipe care să joace în cupele europene. Ok. Jucam amândouă în cupele europene și de acolo a început un pic și cu întârzierile salariale, au început să... Pentru că la Ferencváros erau pretenții mari, așteptări foarte mari și asta a fost un lucru care am hotărât să mă reîntorc în țară și nu cred că am făcut, nu regret niciun pas pe care l-am făcut în cariera mea de fotbalist. Nimic, nimic. Ai ceva, nimic. Ai ceva, zi ce stă pe suflet un pic. Nimic, nu regret nimic. Ai totuși ceva, nu se poate. Te-am văzut, ai ezitat. Nu regret nimic. Spuneai la un moment dat... Da, la Iași, unde era domnul Popa, antrenor. Da? Da, un antrenor cu carismă, cu un antrenor bun. Cred că am fost singurul care am avut curajul să fac un pariu cu el. Așa. Să-și tundă mustața. Și l-a pierdut. Deci a reușit. L-ai făcut să-și tundă mustața? Nu, pentru că... Na, asta era. Nu, ținea la mustață foarte mult. Dar care a fost pariul? Care era ideea? Că nu pierdem în Ștefan cel Mare. Așa. Și n-ați pierdut? Nu, n-am pierdut. Am făcut egal. Și cum de a reușit să treacă peste... A reușit pentru că a venit în vestiar... Și eram la antrenamentul de după, la refacere, mai bine spus, și toată lumea, când îți dai neapupică, când îți dai mustața jos, da. Că ai pierdut pari. Să uita la mine și zicea, bă, Daniele, chiar vrei să mi-o dau jos? Până și la nevasta mea, a început cu vrăja la coalea, până la urmă am căzut de acord, trebuie să ne scoată la o masă pe tot jucătorii. Da. Nu, tot lotul. Era mai mulți în lot, nu doar 18 care a făcut parte din lot, din lotul primării. A fost o convenție pe toți jucătorii care sunt în vestiar. Eram vreo 22-24, cred că. Așa. Și da, a plătit cred că a fost o cină și am căzut la pace. L-ați băgat la cheltuieli serioase. Ce nu făcea domnul pentru o mustață? Nici nu știu dacă el a plătit sau a plătit tot clubul până la urmă masa, dar... L-ai prins pe Bâlbă, pe atacantul, celebrul atacant Bâlbă? Da, cum să nu. Cel care a parcat mașina așa pe un stâlp, să le arătă oamenilor cum era mașina, așa stătea mașina, n-avem poză, deci mașina era stâlpul așa, stâlpul nu așa, era, nu era, mașina așa. Stătea în poziție regulamentară, stâlpul, nu știu cum a apărut acolo, aia a fost. Da, corect. Nu făcea, nu. Când eram eu la Iași, era încă jucător tânăr, nu era... Ok. Da. Era concentrat asupra meciurilor, era... Mai târziu s-a deconcentrat. Asta a avut talent mare, putea să ajungă, cred că, mult mai sus. Spuneai undeva într-un interviu, totuși, că... Ai fost totuși dezamăgit de fotbalul românesc după ce te-ai retras, așa, de tot ce se întâmplă. Da. De ce? Și încă, din câte aud, sunt dezamăgit. Sunt dezamăgit pentru că
Pe de o parte, acum fiind și în conduceri la un club, înțeleg. Patronii care investesc în fotbalul românesc, cred că nu toți, nu toți, acum nu generalizăm, așteaptă performanțe sau cheia succesului financiar în următoarele 2-3 luni. Da, imediat. Exact. Ceea ce nu se poate. Decât dacă ai veni, ai investi, să spun, 300-400 de mii de milioane de euro, ți-ai aduce jucătorii care vrei, defilezi în campionat, joci în Liga Campionilor și atunci o să fie iar din nou greu. Da. E greu, înțeleg, dar pe de o parte nu-mi place pentru că se aduc jucători cu salarii foarte mari, le se plătesc salariile o lună, două, după care încep întârzierile. Să fim cinstiți, un fotbalist câștigă destul de mult într-o lună, încât să poată să-și acopere cheltuielile și a doua sau a treia lună în care nu e plătit. Dar nu mi se pare normal. Oricine ar spune, oh, păi știi că acum, că nu ne interesează banii, jucăm, avem întârzieri, îi afectează. Da. Toți au rate, toți au familii, copii, părinți pe care mai trebuie să-i îngrijești, știi cum e, fiecare are cheltuielile lui. Și ne luând salariile la zi, cred că este un plus negativ în cariera unui fotbalist. Mm-hmm. De aia sunt puțin dezamăgit. Pe de altă parte, sunt dezamăgit de numărul străinilor din campionat. Da. Și aici trebuie să mă fac înțeles. Nu sunt împotriva străinilor, dar am văzut unii jucători care chiar sunt datori fotbalului și sunt sigur că găsim că în România se găsesc copii care sunt mai talentați ca ei. Ok. De aia poate și rezultatele la echipa națională nu sunt chiar așa cum ni le dorim toți. Așteptăm foarte mult, dar dacă ne uităm pe primul 11 al 4-5 echipe din divizia națională, poate găsim unul sau doi jucători români. La FCSB sunt jucători români, acolo... Hai să luăm așa, CFR Cluj au fost doi, da. Dacă nu mă înșel cu Lazio, da? Da. Și în campionat poate sunt doi sau trei. Da. Voluntari, iar au foarte mulți străini. Craiova, Craiova de Mititelu. Domnul Mititelu, au foarte mulți străini. Da. Și sunt echipe care, acum să fim cinstiți, Craiova tot timpul a avut jucători extraordinari, de talentați, ca și Pepinieră. Da. Deci, de ce, nu cred că s-a pierdut acea Pepinieră, sunt sigur că nu s-a pierdut. Dar, pe de altă parte, am înțeles și unele probleme pe care le au patronii în aducerea jucătorilor tineri români. Toți jucătorii români care deja se văd în prima ligă cer salarii mult mai mari decât străini. Așa am înțeles, nu pot să dau exemplu, așa am înțeles. În acel moment înțeleg și partea patronilor. Da, e mult mai bine pentru noi, ca patron, să aducem jucători străini. Uh-huh. E vreun jucător român, tânăr, în momentul ăsta, care îți place cu adevărat? Adică care ți se pare... Sunt mai mult. Îmi place grupul de la FCSB. Îmi place un jucător de la CFR Cluj, de Petrila. Da. Avem jucători cu calitate. Ok. Deci avem. Sunt mulți jucători care îmi plac. Îmi place copilul ăla de la UTA. E un jucător foarte bun. Da.
Îmi place de Hermannstadt, golgheterul campionatului din câte... Paraschiv. Paraschiv, dacă nu mă înșel, nu? Deci sunt, avem jucători cu calitate. E greu pentru Edi Ordănescu să îi pună și să joace cum își dorește el. Bine, întrebarea este acum și cu asta aici vreau să te întreb. De ce crezi totuși că fotbalistul român nu reușește în străinătate? Pentru că avem jucători cu calitate, cum spuneai tu. Însă vine, de exemplu, Laszlo Szepsi, pe care îl cunoști, fundașul stânga, și vine și spune, domnule, m-am dus în străinătate, la media și eram cel mai bine pregătit sau printre cei mai bine pregătiți fizic. M-am dus la Rennes în Franța, nu era un club din primele 3 din Franța, 5 din Franța, și eram ultimul, nu că eram ultimul, nu făceam față la antrenamente, la început. Ce e în neregulă? Ce se întâmplă, crezi, în neregulă? Văzând acum și experiența din America, ok, lucrezi la copii, dar poți înțelege altfel lucrurile, de la distanță un pic, să iei un pic de distanță față de ce e în fotbalul românesc în momentul ăsta. Cred că este baza. Așa. Junioratului. Din fericire, chiar am încheiat cursurile. Sunt la cursurile de perfecționare a licenței. Toată lumea vorbește, pe la noi nu se pune bazele la pe rezultate la grupele mici de copii. Ceea ce nu este adevărat. Am fost, când am fost acasă, am fost la un meci de copii juniori. De copii, deci chiar de copii. Erau, cred că, mai ai 10, 9, 10 ani. Da. Poate. Și toți strigau antrenorii, totul era cum se termină meciul. Uh-huh. Trebuie să câștigăm. Da. Dacă nu pui bazele la, la rezultate, cum se tot vorbește, și așa am înțeles că nu mai sunt nici clasamente. Clasamentele le fac doar părinții, ceea ce are un lucru destul de grav. Nu poți să ai bazele fotbalistice în care să lași copilul să se dezvolte. După aia mă gândesc câte dintre... Sunt multe, acum am înțeles că academiile din România au început să crească. Da. Au început să... Dar... E greu să e foarte greu. Am simțit pe pielea mea într-o țară în care nu era un campionat extraordinar, Ungaria. Eu credeam că am condiție fizică extraordinară, fiind primul la toate problemele pe care vorba aia. L-am avut antrenor pe domnul Halagian. Da. Am avut antrenor pe domnul Florin Marin. Am avut antrenor pe domnul Zdrobiș, pe domnul Hizo. Cred că am alergat mai mult decât oricine. Da. Dar din punct de vedere fizic, lucratul pe o musculatură specifică, la noi în România nu s-a pus niciodată bazele. Sper să se... Acum am început să pună bazele pe musculatura specifică, nu doar pe ceea ce trebuie ca să alergi și să fii tare pe picioare. Ok. Sunt foarte multe lucruri... pe care poate noi românile ca nu sunt importante, dar dacă tragi linie, se adeveresc că e foarte important. Povestește-mi ceva cu un antrenor din cariera ta. Ceva, i-ai enumerat pe cei patru mai devreme adepții pregătirii fizice. Halagian, Florin Marin, Hizo, Zdrobiș. Povestește-mi ceva. Da. Povestește-ne ceva în dimineața asta. N-am ce să povestesc, mă gândesc și acum cu așa, poate melancolie. Sunt, când te gândești la cantonamentele de iarnă în munți, în zăpadă și aveai de alergat. Țin minte că făceam antrenamente, la un moment dat l-am întrebat pe domnul Florin Marin, ne luăm și înainte de antrenare, de a pleca în cantonament, fiecare își pune mingea în geanta lui. Da. Foarte bun, ne-am zis. Peste 2-3 zile de cantonament l-am întrebat la masă, cred că era cină. Mi-a Florine, mingile de ce le-am adus? Și?
Deci n-am văzut mingea până în ziua a 5-a sau a 6-a. Doar Era alergătură. Cu trei antrenamente pe zi. Deci 15 antrenamente, primele 15 antrenamente, mingea nimic. Am văzut doar... Vă pregăteați pădurea. De ceva, de olimpiadă, de ceva de... Am văzut doar pădurea și, și sala de forță. Dar se mai și tăiau curbele totuși prin pădure, se mai făceau tot felul de... Nu prea că avea asistență. De obicei își alegeau un traseu drept, da. Cât de drept era, da. Și nu era plecai din punctul A până în punctul B. Deci da. De plecai din A, treceai prin B și după aia te întorceai înapoi la A. Aha, ok. Și pe traseu era un traseu în care avea cei doi asistenți, stăteau unul în punctul B și unul între. Deci nu okay. prea aveai... Da, nu prea aveai. Da, era bine pusă la punct strategia, dar am avut atunci antrenamentul cu Rocaru, cred că, da? Da. La Felix, era și dânsul mirat de timpii pe care îi scoteam. Mm-hmm. Deci alergai ceva? Nu, numai eu. Aveam vreo 3-4 jucători care erau foarte bine. Eram foarte bine pregătiți. Din punct de vedere fizic, eram foarte bine pregătit. Și aveați, din câte țin minte, la Rocar și un om care știa bine și cu vitaminizarea. Domnul Silaghi era? Nu, când am ajuns eu nu mai era. Nu mai era, plecase. Înseamnă da, că... Da, da, da. Da, nu lăsase în dulap... Nu lăsase urme. O pungă cu ce folosea el. Se luau vitamine, se luau susținătoare de efort, dar sper că... mie nu-mi plăcea să iau vitamine, nu-mi plăcea să... Că se făceau complexurile atunci de injecții, B-urile, nu-mi plăcea. Preferam să iau magneziu, magne B6, era atunci, cred că, în fiole. Da. Și mă certam cu doctorul și ziceam, domn doctor, dacă ajung printre ultimii, o fac și eu alea. Și okay. Cădeam de acord, dacă să ajung printre ultimii la alergări, o să încep să fac și eu. Nu l-am făcut niciodată, deci... Ce, erau perfuziile cu B-uri? Da. Ok. Celebrele B-uri. Naiba știe ce mai era prin pungile alea. Au fost foarte multe discuții, de exemplu, legate de Hâldan. Și au fost discuții între Cornel Dinu și Chirilă. Nu știu. Nu am fost, nu pot să comentez. Da, știu. A fost după ce ai plecat tu, dar... Se făceau. A fost tragedie. Cum? În fotbalul românesc. A fost o tragedie și din păcate n-a fost ultima. Și au mai fost cazuri. Sper să nu mai fie. Îți mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune dimineața asta. Îți doresc multă baftă. Mulțumesc frumos. Să-ți meargă bine, să nu te întorci în România sau să te întorci, nu știu, cum vrei tu. Să te întorci când vrei. Nu când e nevoie, da? Când vrei, când o să ai tu chef, domnule, vreau să mă întorc în România. Da, e un subiect tabu, România. E un subiect tabu. Cum am spus, e țara în care am crescut, e țara în care ne-am născut, în primul rând. Și eu și soția mea, acolo am copilărit, acolo avem prieteni, dar pot spune la momentul actual, acum. Da. Nu cred că ne atrage să stăm, să ne mutăm din nou în România. Aha. Dar nu este nici exclus în anul viitor, peste 2, 10, 15 ani să ne întoarcem. Normal, e o plăcere de fiecare dată când vizităm România. Așteptăm cu nerăbdare, că știi cum e, dacă ții biletele mai din timp, încep să trăiești, vine momentul. Așteptăm cu nerăbdare momentul acela, știi? De ce îți e cel mai dor de România? Când te gândești la momentul că vin țară? Nu știu. România, pur și simplu. Okay. Ideea de România. Exact. Mulțumesc mult de tot, toate bune, numai bine. Să ne vedem cu bine, numai bine. A fost GSP Live, vă mulțumesc mult de tot. Ne revedem mâine dimineață la 91 minut. Nu uitați www.gsp.ro peste zi pentru cele mai importante știri din sport. Toate bune, o zi bună, numai bine.